G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Kingdoms and Castles. Cred că e timpul să intrăm rapid. Avem, în momentul de față, 30 și o grămadă de oameni care stau degeaba, n-au ce face mâncare, da. Trebuie să-i punem la bucă, trebuie să-i punem neapărat la bucă. Măi, foarte multă lume îmi zice cum că ar fi bine să ne ducem aici la vrăjitoarea asta și să vedem ce vrea. Scoatem inclusiv piatra cea mare de aici, din centru. Nu avem la ce să o folosim și avem nevoie de spațiu respectiv, da? Așa că fac diverse, nu vă speriez pe mine foarte tare. Mai avem 2 ani până când vin VKNJ, deci o să trebuiască să ne mișcăm. Și mai vreau să fac o chestie, dar nu știu dacă acum sau... Eu spun că am putea să facem acum. Suntem aici o magazie. Simt eu că, nu știu, producem prea multă piatră, spre exemplu, în momentul de față. Deși cât de curând o să vedeți că o să dispară piatra. Da, asta așa ca fapt divers. Bun, da, mișcați-vă, mamă, deși furnicuțele mele mâncale ar tata pe ele. Ia uite, ia uite. Gata? Confirmă eliminarea deja. Ho-ho-ho, to-to-to. Ta-ra-tam. Ia uite cum dispare. Totul, nu lăsa nimic. Așa, taie. Nu mai văd pe ce clică-i. Doi ani acolo până vin neni vechi pe la noi pe aici. Cred că ar trebui să mai punem pauză din când în când. Tu cum ești, Dudule? Confirmă și la tine. Ok, că aici. Mai... Pot mă să selectez? Nu pot. Bineînțeles că nu pot să selectez. Stai, Sky. Stai și taie fiecare în parte. Nu te lăsa. Așa, go. Mamă, fiți atenți câtă piatră ne-a dat aici de la ăsta. What? Bun, acum, întrebarea întrebătoare. Ce punem noi în mijlocul? Vai de capul meu. Vai de mine și de mine, serios. Păi ești cu capul. Deci stai așa, hai să ne uităm. Și dacă pun aici. Nici nu văd până în partea asta, până una acoperă în pana aia. Așa zis să rămân? Nu, mai sus un pic, stai așa. Vreau să văd. Pardon, scuzați-mă. Vreau să văd că mi-acoperă inclusiv tot terenul, partea cu alb, da, din apă, pentru că ne putem extinde inclusiv în zona respectivă și aș vrea foarte tare, adică mă rog, sper că putem să ne extindem inclusiv în zona respectivă, și aș vrea foarte tare, deci pe aici pe undeva, da? Asta așa ca fapt divers. Bun. Bam, taie tot, nu lăsa nimic. Bă, dacă aș putea să selectez cumva o zonă mai mare, mă. Nu, ce-am făcut? Am dat cancel? De ce ai... Da, mă rog, bine, ok, hai, să zicem că ar avea logică să ai totuși buton de cancel. Nu văd de ce nu. Băi, trebuie să vedem ce facem cu tantia asta aici. Multă lume îmi zice că ar trebui să batem la ușă. Când te apropii de ușă, vrăjitoarea pare că doarme. Ia mă, bate la ușă. M-ai trezit, cât timp am dormit? Ani poate, mi-e foame, ia-mi niște mâncare pe care o voi face. Ai putea trimite 3 ani, 29, da mă, trimite-mă. Starea relației, se simte ambigu. Lumea îmi zice în comentarii, mulțumesc foarte mult să vorbim din nou în 7 ani. Lumea zice că dacă intri în bunele, cum se zice mă? Că dacă te înțelegi bine cu vrăjitoarea, îți dă niște bonusuri ceva. Sunt foarte curios să vedem exact la ce se referă aceste... Nu. Ia uite, frate. Mor. Sunt foarte curios la ce se referă aceste bonusuri, că... Na. Bun, știi ce cred că mă străiască să dezactivăm momentan sau temporar norii. Pentru că o să vreau să văd cu... musețea asta, de ce e o ciofia... de catedrală. Nu, am uitat de vikingi. Pa, dă-te așa. De unde vin măgușterii? De jos? Vai, da de ce de jos? Da de ce? Zim că veniți aici.
Unde ești, tăticule? Ia, vină tu aici. Vină pe drum, că nu știu unde o să acosteze gușterii. Tot cu un singur troll? Tot cu un singur troll. Hai că e bine, dacă e un singur troll e ok, e în regulă. Trebuie să ținem un ochi pe ei. Asta este momentan, suntem atenți la, la gușteri. Mamă, dar au venit de departe oamenii, băi, nu glumă. Oh my god! Vă așteaptă băiatul! Unde se duc, mă? Unde se duc, mă, gușterii? Come on. Vino un puii mei, mișcă de aici așa. Hai să dăm un picuț mai încet. Vedem ce reușim să facem. Doi arbaletul astăzi. Dă și ăla de pe... din barcă, mârlanul. Nu, tot nu reușim. E foarte dificil cu un singur tur. Ăla-i mă, ăla-i mă, așa, așa, așa. Ah, s-a adus. Come on, come on, come on. Hai, 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 pe el, pe el, pe el. Lăsați pe restul. Pe el, după aia ne ducem la restul. Ăla e tati. Bun, next. 189. Luați-l și pe ăsta care tocmai a debarcat. Bun, bun, bun. Hai că am murit niște aici pe aici. Bun, next, hai. Următorul. Mergeți așa, mergeți așa și vedem pe parcurs. Ah, hello. Ce faci, băiatu? Ce faci, băiatu? Poate că ne-ar trebui doi generali. Zic și eu acum. Hai, hai, hai. Ce facem, mă? Nu-l bat, nu-l bat. Lasă-l o mică pauză, băieți. Ia, uite, stai că s-a apucat. Băi! Băi! Mai sunt doi, mă? Opa, stai așa. Nu, 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 veniți înapoi, veniți înapoi. Eu trebuie și pe ăsta, băi. Băi, l-a luat pe Gicu. Gicule, salvează-te, Gicule! Prinde-l, prinde-l, prinde, nu lăsa, nu lăsa. Am venit să dea foc mama lui de gâștere. Ha, mă, dați, mă, dați, mă! Îl salvarăm, mă, pe Gicu. Cred că îl salvarăm pe Gicu, dar a mai murit careva. Uite-l, bă, uite, bă, uite, bă, uite, bă! Mai am vreo barcă pe neva. Ăștia sunt ultimii de aici. Hai că până intră în raza arbaletelor mi se face mie rău. Da, mă, deci uitați-vă și voi, arbaletele nu sunt pentru vikingi. Arbaletele sunt pentru chestii mari. Da. La ce au dat foc, mă, aici? Au dat foc la ce era aici, mă, că nu era nimic. Era câmpuri. Mamă, și acum vine și dragonul. Opa! Stai așa. Gata. Nu mai sunt vikingi. Eu am urât arbaletele, mă, fii atent, nu vine să cred. Am venit gușterii în oraș și în oraș n-am avut absolut nicio șansă. Inteligent, deștept, îmi place. Așa da. Bun, păi și... mai am vreun viking? Nu mai, gata, adio. A, și mai era și acolo? 99 fericire, para mea. Băi, mi-a murit, mă, vreun om. Opa. Au murit mai mulți oameni. Ok, cât sunt, mă, aici? 46... și cât trebuie să fie? Deci încă 10, da? Deci aici plus 9. Ăla-i tăt, gata. Tu du-te mai așa ca să stai aproape de oamenii tăi acolo. Cred că mai scoatem un general în următorii 11 ani. Am așa un sânțământ în care trebuie să mai scoatem un general. Aoleu, da, 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 scuze, scuze, scuze. Stai că am uitat. Reconstruiește. Așa, și aici era un turn. Era. Las că e bun că vine din partea asta. Mie îmi place foarte tare că vine din partea asta. Că dau un turn, dar pot să-i omor pe restul practic până ajung la oraș. Ceva de genul, știți? Eventual, cred că aș putea să mai pun un turn pe aici pe undeva. Să punem un turn normal de arcaș, mă, sau... să punem un turn de arcaș, nu? Ia, dudule.
Eventual chiar am fi putut să-l punem cumva la podul ăsta. Da, putem să facem chestia asta, nu? Corect. Așa este. Bun, lasă-l. Momentan lăsăm arbaletele în funcțiune pentru dragon. Să vină. Până vine dragonul, noi ne mai ocupăm de restul, că am văzut că e nevoie de atenție suplimentară. Hai să ne uităm... Două secunde. Hai să ne uităm la cimitir. Este ok, este super în regulă. Fericire, 100! 100! Ce mai vrei, bă, nene, bă? Mamă, și avem la lemn acum. Ne spălăm că îl băgăm. Aul, atâta, să am grijă să nu mă bag în seamă cu vrăjitoarea. Bă, ia. Mulțumesc foarte mult, să vorbim din nou în 5 ani. A, deci am dus gata mâncarea, i-am dus-o? Oho, tătic! Ăla-i mă. Așa, sistematic, doborând, defrișem. Vine era industrială, bă, băieți. Și fete. Cred că nu am mai vorbit despre chestia asta, apropo de băieți și fete. Am stabilit că atunci când zic băieți, mă refer la absolut toată lumea. Deci să n-aud comentarii. Că vă simțiți neglijate. Bun. Bă, cu mâncarea... Și ce am observat? Am observat că grânarele astea două sunt full. Sunt absolut full. Ia, my friend, hai să vedem aici. Ce putem să-ți vindem ție? Bă, am văzut că poți să le... Da, unelte chestii, socotel, nu știu ce să zic. Cred că cam trebuie să vindem și chestii de genul ăsta, mă. De ce? Ia de tu acum, stai așa, hai să ne uităm la visterie, 100, deci vreo 190, avem, nu, stai, 190 de bănuți, asta înseamnă 95 de piatră, nu, 190 de piatră, că e ieftină piatra, mâncați, și da aia, n-am numărat bine, ce-am făcut, nu știu ce-am făcut, 150, mai dă-mi 40 de piatră? A, dar nu de aici, mă, stai, mă. A, dar nu mai am, gata. Bine, 40 de lemn. E bine 40 de lemn, că ne vine acum o grămadă de lemn. Gata și... Bun. Bă, avem oameni care lucrează aici, avem oameni care sunt la arbalete, chestii, socoteli. Să sperăm. Om vedea. Ia uite, gata, vine dragonul. Mamă, ce place că îi văd așa. Și mai avem și muncitori acum, nu? Ăștia sunt... Ia. Arcaș. Aha, da, corect, am zis că avem un... Gata, l-au și făcut turnul de arcaș, stai așa. What? Ce rapid s-au mișcat oamenii aici cu capul. Ăștia intră la capitolul constructori. Fermieri, colectori, barman, fierari, brutari, mineri, antrenori militari. Nu știu. Nu-mi dau seama. Aoleu, stai, hai că până vine dragonul zărit, cred că să-și întoarce până ajunge la noi. Parcă văd. Ia, my friend. Hai că am să-ți dau niște arbalete. Aute, frate, cum se duce viața dragonului aici cu capul. Nu te opri la... Oh my god! Oh my god, cum a fost asta. Plus 20 de la dragon. Aș, ca fapt divers. Bun. Hai măi, mai suntem gata, suntem ok? Pot să mă apuc să fac ce vreau eu, să mă apuc să fac o catedrală aici. Mama lor de nore, a? Stai așa, deci. Noi avem bucățica asta așa. Până unde îmi pot permite... Cred că aș putea să o rotez, mă. Dacă te rotesc, se modifică? Nu-mi dau seama. E... Cred că contează, sincer. Cam pe acolo, maxim. Nu? Băi, dar... Da, nu cred că are sens să facem așa, mai bine avem cumva grijă să atingem prea departe de drumurile noastre, măria ta, domnia ta. Cum adică, mă? Trebuie să fie, aoleo, trebuie să fie așa? Pot să dau zoom out mai mare de atât? Cred că așa ar veni bine, nu? Da, cred că una singură pe toată insula, măi.
Cred că una singură pe toată insula, că n-are rost să ne băgăm la mai mult. Bun. Ăla-i tati, hai să mai tăiem. Săracă vrăjitor. Ia o știi mă că noi am decis să venim aici pe câmpurile ei și să-i dăm frișem toți. Ea e mulțumită că, pa, stai că-mi dă tăticul mâncare, să vedem ce cere data viitoare. Opa, nu mai avem piatră. Oh my god, cât? Stai așa. 525 de piatră. Hai să activăm aici așa pe oamenii ăștia. Ca să ne aducă un picuț de piatră, zic și eu, adună-i și pe aia, că o să avem nevoie de piatră dacă vrem să facem dita mai ăsta. Nu vine să cred. Bun, ok, deci piatră, odată. Oferă un loc de scaldat pentru țărani îmbunătățiți, fericirea pe o rază mare, necesită conectarea la rețeaua de mor de apă. Ai să... Dă-te mai așa ca să văd. Îmbunătățirea și pe o rază foarte vechi și care intră în raza ta se convertesc unul la țăran și se alătură regatului. Nu am nevoie, dar mă rog. Oferă bonusuri de a studia... Oferă posibilitatea de a studia bonusuri pentru regatul tău și o mare cantitate de fericire. 325 de piatră. Bă, sincer, aș vrea și marea bibliotecă să o băgăm pe aici pe undeva, dar nu știu unde. Deci avem baia, mai avem niște fântâni. Spital ar fi fain. Cu cimitirul, sincer, nu vreau să bag un cimitir în orașul meu, dar mă rog. Cât de mari sunt prostiile astea? Vai de mine. Da, ocupă ceva spațiu. Ocupă ceva spațiu ca lumea, nu glumă. Bă, puneți mă apeductele vieții. Ia, stai așa, hai să gândim un pic cu treaba asta. Apeducte. Aici sunt, mă? Nu. Bă, unde? Dumnezeule, mă. M-am prostit. A, uite-mă aici, moară de apă. Furnizează apă pentru apeducte și rezervoare. Dudule, noi cum ar trebui să... Cum se procedează cu astea? De neapărat să am o moară dintre asta ca să pot să încep orice? Poate că trebuia să fi pus asta pe partea cealaltă insulă. Poate, zic și acum, nu dau cu par. Fii atent cum facem. Vă zic tot eu. Ne apucăm și începem și punem digurile astea. Aici nu pot pentru că e apa adâncă, da? Și ciuciu piatră. E bine. V-am zis că să rămâne fără piatră? Nu știu dacă v-am zis. Aoleu. Mine de fier. Magazie, pădure, carieră. Așa, nu mai știam care e. Bag acolo, te rog frumos. O carieră. Ah, nu acolo. Nu, cancel, demolează. Nu. Cariera, o vrem aici, cred. Ia, stai un pic. Da, cred că o vrem acolo, ca să putem să punem un drum aici, fain frumos, pe intersecția asta. Și să putem să-l dărâmăm pe ăsta. Ăla-i tati, ca să mai pot să mai pun o carieră aici, nu? Deși, cred că puteam să ne băgăm și pe acolo cu o carieră. Hai să vă văd. Bun, putem să le scoatem și pe astea de aici ca să nu mai fac griji pentru ele. Hai să dăm un pic pe fast forward. Cum e băieți, cum e? Recrutăm, ajungem la 215. Am un om în plus, mă. Bă, am, serios? Da, mă, am un om în plus. Fagi. Și nu pot să-l deselectez, nu? Nu, firar. Hai să-mi trapă al meu. Hai băieți, hai cu piatra, hai. Hai că stăm și ne stă norocul. Au, mă doare sufletul numai că mă gândesc. Confirmă eliminarea. Stai că n-avem muncitori acum la pietre. Gege. Da, că de la ăștia am luat totul ultima dată. Pot mă să ia, stai așa, hai să prioritizăm lucrătorii la carieră. Mineri? Ce mineri, mă? A, mina de fier, probabil la asta se referă, sau ceva de genul. E. Yeah. Nu cred că are nicio legătură, dar mă rog. A, ba, uite, hai că s-au angajat câțiva. E bilișor, e bilișor. Opa. Ia, my friend, ce vrei? N-am piatră. Dacă asta vrei să știi că n-am. Poți să-ți dau lemn. Vrei lemn?
Și îmi dă un preț bun. Ia, mă, 171. Ia tot lemnul ăla, my friend. Bagă maxim. Haideți, dragilor, hai, produceți, produceți. Piatră, ai vandă piatră. Bun, ok. Ok, tot n-avem piatră. Hai, măi. Astăzi am 4 cariere. Oh my god. Da. Cât de repede s-au dus. Cât de repede s-au dus toată piatra. Nu știu să cred cât de repede a dispărut toată piatra aia. Doamne Dumnezeule. Bun, hai până mai stăm degeaba. Mai treceți și mai tăiați, că n-aveți ce să facem. Cât mai aveți mâne voi? A, doar 334 de piatră? Bine. Mă bucur. Oh la la. Au, mă, muncitor. Ciu, muncitor. Că i-am pus să ducă să taie lemne. Nu pot. Trebuie să-i... Oh, Doamne Dumnezeule. Bine, hai, lasă, hai să-l muncet fast forward. 6 ani de zile vin vikingii. Gata, el, ia, hai să-i luăm ușor ca să pierd, nu mai știu săracii de ei. De capul meu. În sfârșit, am terminat aici. Bun, hai să vedem puii mei, bară de piatră. Ai, de capul meu. Bă, cum facem? Cred că o să punem une, prindem, știți? Și după ce punem une, prindem, vedem ce facem după aia. Mai spargem, punem la loc, spargem, punem la loc. N-avem altă șansă, pentru că nu știu cu ce raza au astea. Vrăjitoarea trimite... Oh, iată, bă. Se spune că o temperatură rece este cea mai bună metodă de a stoca ingredientele de vraj, așa că lucrezi la o pivniță extinsă subterană. Ai putea trimite 54 de piatră? Bă, nu ți avem. Ăsta e fiermă? Trimite-i, vorbim din nou în 8 ani. Trimite-i, ca să scăpăm de o grijă. Mamă, cum să zice piatră? Doamne, cum să zice piatră? Hai băieți, scoateți. 40 pe an, nu e suficient. Mai mult. Doi au găsit o casă. Mă bucur pentru ei, ce pot să zic. Bun, revenind la ale noastre. Unde era apa, că iar am uitat și 85, ok. A, ce repede a urcat la loc, fii atent. What? Mă, dar unde folosesc ei piatra asta? Că noi avut să rămaci pentru ăsta mare. Unde dispărut toată piatra asta, înțelegeți? Na, mă, bagua ci trântește aceea. Deci avem 15 oameni care lucrează la catedrala noastră, în caz că erați curioși. Unde lucrează tot satul. Go. Ce strângem aici? Bă, eu pe ăștia i-am pus, da, și pe unelte și pe arme în momentul de față. Da, hai să-i lăsăm și. Deși, uite, am putea unul dintre ei scoatem de pe arme. Cred că e ok dacă scoatem pe unul dintre ei de pe arme. Cu mâncarea încă stăm bineșor. Nu stăm excelent, dar stăm bine. Aș putea eu oare aici să sparg asta și să-l fac drum complet, să nu mai încetinească pe pod? Încerc, cred că putem să facem aroganță de genul. Dar stai să vedem cu construcțiile vieții. Am rezolvat o mobă. Ești un mare client al furat săran instantaneu. Ce? Chiar te place. Vrăjile vrăjitoare. Da, așa. Vrăjile vrăjitoare, am citit bine? Vrăjile valabile, nu, n-am citit bine. Dar e ok, pe aproape, nu e panică foarte mare. Hai, my friend, 10 oameni lucrează acolo. Câte fermenii s-au dus pe apa sâmbetei. Se putea și mai rău. Uite, vedeți, eu aș putea să-l distrug pe ăsta și să pun o carieră. Știi ce? Lasă 3 cariere, că nu se supără nimeni. Ia, dudule, ce ne dai? Ne dai ceva bun? Avem lemn în momentul de față, iarăși. 89... Oh, 135 de metal, nu, n-am nevoie. Hai să-i dăm niște lemn, cred că nu se supără pe noi, nu? Ia de acolo, uite, 190, super, frumos și rapid, la îndemână. Ok, vreau să facem așa, să ne mișcăm un pic mai repede jos aici.
O să ne distrugă și treaba asta. Cu toate cele, dar asta este Silavii, nu putem să le avem. Mă, tu ce faci, mă? Tu ce tot aduci, mă, omul lui Dumnezeu? Bă, stai așa că ăsta săracul are la el lemn și piatră. Oh my god, oh my god. Descarcă lemnul. Că nu știu câte ai. Și piatra pe care le tot țin inventar, guștere. 2000, e bine, e perfect. Stai așa că săracul care la lemnele și la piatra aia. Nici nu mai știe de ea. Gata, mă, finally. Gata, du-ți. Apreciez, ești un scump. Bun. Terminat, mă? Am un pic și termină și catedrala. Perfect, perfect, perfect. Bun, acum întrebarea mea este în felul următor. O să fie super interesant de aflat. Uite, mă. Ok, deci cu un rezervor din ăsta putem să acoperim o rază extraordinar de mare, dude. Ha. Păi știți cum facem, mă? Cred că o să o demolăm pe asta, dar nu asta contează. Cred că mai întâi ne apucăm noi și construim tot felul de chestii din astea pe aici. Resurse insuficiente, nu avem piatră. Și Marea Bibliotecă ar fi interesant de văzut, une pe mei ar putea să intre, dar nu știu. Vreau să fac așa ceva frumos, vreau să fac un orășel foarte fain. Ar fi și piața, trebuie să o avem la o adică, dacă vrem neapărat. Pe aici o să vină și foarte multe case, asta înseamnă că o să avem nevoie și de o piață de mâncare. Mă rog, înțelegeți voi ce vreau să zic. Hai să lăsăm un pic pe fast forward, măcar să terminăm până la sfârșitul episodului Catedrala Vieții. Catedrala Neamului. Cum să facem? Cum să procedăm? Aici nu avem chestii de înfrumusețare. Fântână mare. Necesită rezervor. Mâncam ei rezervor. Fă-i, mă, fă-i un rezervor numai ca să scap de gura ei. E pe centru, mă, e 3x3, că nici nu m-am uitat. Da, mă, fii atent că e 3x3. Na, mă. Rezervor. Portoa. Pentru tine, mod special. Și numai de-al naibii, ape dupți. Gata, numai... Ciu-ciu piatra. Omor. Mă, dare sufletul cum văd că... Deci am avut 1000 și ceva de piatră și a dispărut instant. Instant. Bă. Eu nu mai pot să mai trăiesc așa. Dă-mi unde sunt lucrătorii la carieră. Lucrători pentru andocare. Băga-mi-aș piciorul, lucrătorii pentru andocare. Brutari. Hai să facem așa. Vreau toate carierele să lucreze non-stop. După aia discutăm. Aproape ni s-a terminat, aproape ni s-a terminat. Încă 6 bucăți de lemn. Oh my god, încă 3 bucăți de lemn. Yeah! Bun, frumos, dragilor. Magnificilor. Mirobolanților, paus. 2 ani până vii vici. Numai bine, mă, știi? Pe cuvântul meu. Câți oameni lucrează aici? Nici nu vreau să știu. Auzi, de unde să facem poză? Să facem poză de aici? Nu, facem poză cu catedrala. Full și atât. Ăla e. În mijlocul pădurii, catedrala. Foarte important. Ah, și uite aici, asta e, și uite aici. Gata, gata. Și vrăjitoarea aici în prim plan. Un semn de exclamare. Dacă ați vrea să credeți Skype-ul acum, un mic like, un comment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!